Proiectul de ordonanță de urgență care prevede majorarea salariilor cadrelor didactice și auxiliare cu 15% a fost lansat în dezbatere publică de Ministerul Educației. Potrivit președintelui Ligii Sindicatelor Liberale în Învățământ, Eusebiu Lehene, Ministerul Educației a decis împreună cu reprezentanții Guvernului să majoreze salariile din învățământ începând din luna ianuarie 2016 în urma întâlnirilor cu sindicaliștii. Cea mai de actualitate este ordonanța plasată de către Ministerul Educației pe site privind majorarea cu 15% salariilor din educație cu începere de la 1 decembrie. Deocamdată este vorba de un proiect, urmează că el să fie aprobat în ședință de guvern. Sperăm că va fi aprobat în această formă, însă trebuie să recunoaștem, ne-am fi dorit o majorare de la 1 noiembrie. O majorare care, la întâlnirea pe care am avut-o cu reprezentanții ministerelor de finanțe, Ministerului Muncii, Ministerului pentru Dialog Social și Ministerul Educației, dânsii ne-au promis-o în urma analizei pe care o vor face după execuția bugetară la 9 luni. Se pare că execuția bugetară nu a fost chiar atât de fericită încât să ne facă și nouă o fericire, să ne majoreze salariile cu începere de la 1 noiembrie. Așteptăm însă aprobarea cel puțin cu 1 decembrie, așa cum mi s-a promis, și așteptăm în același timp, tot ca o promisiune a Guvernului, plata integrală a salariilor câștigate în instanță prin sentințele judecătorești pentru anul 2016. Era vorba la început și de o plată a salariilor pentru anii următori, pentru că dacă ordonanța de guvern privind amânarea plăților salariale pe sentințe făcea referire la anii 2012, 13, 14, 15 și 16, o parte din sentințe au devenit irevocabile și au intrat în plată ulterior, astfel încât la ora asta sunt în plată și sentințe care s-ar întinde pe 2017-2018. La nivelul județului, cu ajutorul Inspectoratului Școlar și a Serviciilor de Contabilitate din școli, am făcut o analiză a acestor sume. Se pare însă, revin la aceeași problemă, că sumele nu sunt suficiente pentru lichidarea integrală a restanțelor la sentințele judecătorești, astfel încât ne vom opri la sentințele care intră în plată în 2016, urmând ca aceste date să fie comunicate ulterior la nivelul guvernului și urmând, sperăm noi, ca ele să fie plătite eventual pe bugetul anului următor. De salarii mai mari urmează să beneficieze, în afară de cadrele didactice, personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar de stat, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare. De asemenea, vor primi salarii mai mari și angajații din inspectoratele școlare, județene și ale municipiului București, dar și personalul nedidactic din celelalte unități aflate sub ordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice.